Băieții pregătesc clătite pentru toată casa, adică și pentru ei, și pentru fete, și pentru mame. Spunea Vlad că le vor servi după ce se termină capriciile și Roberto a zis, păi nu poți să mergi la fete cu arsurile alea. Iar Vlad a răspuns că, de fapt, arsurile respective, adică acele clătite arse, dau gust. Am văzut că se ocupă de pregătirea lor Vlad și cu Andrei. Vom vedea ce vor spune fetele, dacă sunt arse sau nu, dar oricum mi se pare o intenție drăguță din partea lor, un gest frumos să facă pentru toți concurenții din casă. Legat de deschiderea ușilor, nu știm dacă se vor deschide sau nu, pentru că mereu este imprevizibil staful, dar în ultimele zile le-am cam deschis în fiecare seară.